Activitatea depusă în slujba cetățenilor de către echipa de salvatori montani marambureșeni este recunoscută și apreciată și la nivel național. Șeful departamentului pentru situații de urgență, Raed Arafat, a decorat serviciul public Salvamont Maramureș cu emblema de onoare a departamentului pentru situații de urgență. Pentru a se asigura că salvamontiștii marambureșeni pot desfășura în continuare acțiunile de protejare și salvare a oamenilor în cele mai bune condiții, în ultima ședință de Consiliu Județean ale și-au votat finanțarea în valoare de 1,8 milioane de lei pentru dotarea serviciului Salvamont cu echipamente noi, absolut necesare activității salvamontiștilor. Tot este vorba de dotarea serviciului public Salvamont, care are un număr de intervenții în creștere în ceea ce privește salvarea montană, fie pe timp de vară, fie pe timp de iarnă. Am avut cereri din partea lor pentru o serie de echipamente pe care n-am putut să le prindem în buget la începutul anului. Drept urmare, având în vedere că vorbim de echipamente cu durată mai lungă de viață, propunerea mea a fost să contractăm un leasing, astfel să nu blocăm o sumă mare de bani în utilaje și mașini. Aici este vorba de două autospeciale, de ATV-uri și echipamente specifice. Vreau să luați în considerare și faptul că deschidem noi puncte ale Salvamont la nivelul județului Maramureș, cum ar fi cel de la Groșii Țibleșului, unde urmează să avem bani în buget pentru refacerea acelei case pe care am preluat-o de la Consiliul Local Groșii Țibleșului și pe care am dat-o serviciului public Salvamont pentru a face o bază Salvamont acolo pentru zona Țibleșului, o zonă extrem de frumoasă și pentru care este nevoie de salvare montană. Și, sigur, pentru cei care nu știu, trebuie să știm cu toții că Salvamont este un serviciu de urgență subordonat serviciilor de urgență, chiar dacă este un serviciu public al județului Maramureș și care chiar în această perioadă, când am avut foarte multe probleme cu granița cu Ucraina și am avut situații dificile, au intervenit foarte bine pentru salvarea persoanelor aflate în situații grele în zonele montane din zona Bistra, Ruscova și așa mai departe. Chiar dacă unele, din păcate, n-au mai putut fi salvate, fiind deja de prea mult timp pe munte, dar cred că acest serviciu trebuie dezvoltat și trebuie pusă siguranța montană pe primul loc.